dor de tabără când am auzit cu trompetele. Parcă mă a luat dorul de tabără. Mai un pic și ar mergem în tabără. Dar până atunci ne oprim asupra cuvântului Domnului în seara aceasta. Nu vă ridic pe picioare pentru că citesc doar un singur verset. Vreau să vă citesc un verset din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Un singur verset. Cuvântul Domnului spune astfel. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Vă plac lucrurile noi? Da, să Dacă ar fi să alegi, ce ai vrea să primești lucruri noi sau second, nu? Toți am dorit. Vedeți, luna ianuarie și parcă nu putem începe anul fără să vorbim de o înnoire, de o reînnoire, da? E luna în care să iau cele mai multe și Dumnezeu aude cele mai multe rugăciuni, Doamne iartă-mă că anul trecut, dar anul ăsta o iau. O iau de la început, anul ăsta o să fie altfel, anul, da? E luna ianuarie, e luna în care vrem un nou început. Calendaristic o luăm de la început, de, iară iar din ianuarie, prima lună, da? E luna, luna, aceasta e luna când promitem că începem să citim Biblia. Că ai promis și anul trecut cocitești și în decembrie ai ajuns prin exod numai. Nu? Ai început în ianuarie în Geneza și ai terminat anul în exod. E luna în care promitem că începem să ne rugăm, că începem să slăbim, că începem să învățăm, nu? Îți pui multe lucruri și zici de la întâi, n-ai zis de la care întâi, dar uite că a venit întâi ianuarie și poate ți-ai propus multe lucruri. Vă dau un exemplu. Îi o Biblie în secretariat bănuiesc ea alu... o tânără, E mov ceva roz. Într-o marți seara n-am avut Biblia, mi au venit acum în minte. Și n-am avut, am venit, nu mai țin minte de unde am venit, la biserică, la rugăciune și n-am avut Biblie la mine. Și mă bag în secretariat și trag de sărtare, pe acolo găsesc într-un sărtar o Biblie. Mov cu roz ceva, Da, dați am venit cu Biblie roz la... Uh, în fine, dar am trebuia o Biblie. Și o răsfoiesc, aici la rugăciune dau să caut ceva și văd acolo schițe de predici. După scris bănuiesc că era unei domnișoare. Dar la un moment dat scrie așa, Doamne, promit că anul ăsta pun pe primul loc cuvântul Tău. Și am zis, Doamne, asta, dacă și-o uitat Biblia în biserică și nu o mai căutat-o de atunci, E clar cât o pus pe primul loc cuvântul lui Dumnezeu. Nu întrebat, nu, dacă e cineva să meargă să-și o ia, la secretariat acolo. Are multe schițe, frumoase, se vede că uh, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Uh, cu câțiva ani în urmă, schiță, scria data, scria cine o predicat, pe puncte, frumos. Dar când am văzut acolo, Doamne, promit anul ăsta că o să iubesc mai mult cuvântul lui Dumnezeu și îl fac prioritate. Până ai cum să promiți așa ceva și să uiți Biblia la biserică, să nu mai întreb de ea, să nu mai, să nu mai cauți. Vreau să vă spun, știți că ideea unui nou început o venit din partea lui Dumnezeu? Cel care o făcut și o venit cu ideea de un nou început o fost Dumnezeu, nu noi. Noi zicem, noi o luăm de la început. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu care l-a citit, Apostolul Pavel vine și spune așa, cine este în Hristos, Cine s-a întâlnit cu Hristos are șansa la un nou început. Toți oamenii lui Dumnezeu au avut un moment zero în care au luat-o de la început. Da? Dacă luați Vechiul Testament, Noul Testament, dacă ne uităm la Moise, o să-l vedem că și ăsta, după 40 de ani de exil, cu o crimă în spate, fugar, slugă la socru sau la oi, da? Dumnezeu se uită cu bunătate spre el și oferă un nou început. Și uitați-vă dintr-un fugar, dintr-un om care a avut o crimă în spate. Dumnezeu îi oferă șansa unui nou început. Știi că și ție și la fiecare dintre noi Dumnezeu ne oferă șansa unui nou început? Știi că o groapă poate fi șansa unui nou început? Vă aduceți aminte de groapa lui Iosif, da? El stătea în groapă, spune Biblia și plângea. Era năcăjit în că era în groapă. Dar ce o zis Dumnezeu? s uitați și o zis, Iosive, nu fi năcăjit, că de aici începe. Dau o șansă nouă, o să vezi că pentru tine groapa e cel mai bun resort, cel mai bun arc care te va propulsa până unde? Până în vârful Egiptului. Dumnezeu din orice situație în care ne aflăm, Dumnezeu are puterea să ne dea șansa unui nou început. Dar trebuie să fim conștienți de șansa care ne-o dă Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, ori știuți să profite de șansa care i-a -o dat-o Dumnezeu. Nu ori zice, mai vine ca și trenul, mai vine alt tren, mai vine alt autobuz, nu. Oamenii lui Dumnezeu, dacă o să citiți Biblia, o să vedeți corpunctat exact când Dumnezeu le-a dat șansă. Apostolul Pavel mergea și el, gândiți-vă, el era un teolog foarte bun, unul dintre cei mai buni teologi ai vremii. Dar nu era chiar în vârful piramidei uh, uh, templului, a oamenilor uh, învățați din templu. Erau alții mai mari ca el, cu funcții mai mari. Dar mergea și el cu niște scrisori. Încerca și el să, să ajute, să dea o mână de ajutor. Și Dumnezeu îl prăbușește pe drumul Damascului. Vă spun, toți trebuie să avem un drum al Damascului. Un drum al întâlnirii cu Dumnezeu. Un drum în care să simțim că Dumnezeu ne dă șansa să o luăm de la început. Pentru că, să știți, Dumnezeu, nu dă un început nou dacă nu suntem dispuși să renunțăm la lucrurile vechi. Domnul Isus a spus că nimeni nu pune petec nou la un sac vechi, nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, ci Dumnezeu întotdeauna, când dă un nou început, Dumnezeu dă și o inimă nouă. Dar omul trebuie să fie dispus să renunțe la lucrurile vechi, să renunțe. Toți oamenii lui Dumnezeu au renunțat. Pavel o lăsat scrisorile, nu știm ce s-au făcut cu ele. Bartimeu își lasă haina. Moi s lăsat, nu știu, i-au fi dus oile la socru sau acasă sau l-au fi sunat, vezi, cum fac șoferii de tir. Mi-au zis că acum e la modă, dacă nu-ți dă patronul salariu, i-ai lăsat cheile în Europa pe baterie și îl suni, vezi că nu mai lucru la tine de mâine, vezi că ți-am lăsat mașina în parcare în Belgia, în nu știu ce parcare, nu? Nu știu dacă i-au lăsat oile pe câmp sau le-au dus înapoi. Nu știu ce s-a întâmplat, dar știu ceva. Că toți oamenii lui Dumnezeu, când Dumnezeu le-a dat șansa unui nou început, ori fost dispuși să, rămân, să renunțe la trecut. Te întreb, ești dispus să renunți la trecut? Dacă nu ești dispus, nu o să te schimbe cu nimic mesajul. Poate nu mă-l notezi sau îți rămâne în minte sau nu îți rămâne în minte deloc. Predicile și mesajele cu efect sunt mesajele acelea pe care le lăsăm să ne atingă inima. Și suntem dispuși să renunțăm la lucrurile vechi. Citeam mai cu ani în urmă despre cineva că îl trăgea printr-un sat o căruță și el era legat de un lanț acolo și îl trăgea căruța prin sat și dădea cu el pe drum, îl târea dintr-o parte în alta. Și omul disperat cu lanțul în mână striga în gura mare, vă rog, ajutați-mă, vă rog, ajutați-mă, salvați-mă, că o să mor. Și oamenii de pe drum se uitau la el, urla puternic, dar un, unul mai inteligent o strigat către el și o zis, Domnule, dar ești salvat, dă drumul la lanț, dă drumul la lanț. Știți care era problema? El ținea de lanț. Era frică, să... nu că nu o să reușesc, nu o să re Știți că orice început este înfricoșător? De ce? Că e necunoscut. Orice început e înfricoșător. Ai venit la Timișoara, poate fi dintr-un sat, din țară, un sat mai micuț, un orășel mai micuț. Acolo se cunoștea toată lumea cu toată lumea, deja străzile erau apropiate, casele, toți se cunoșteau cu toți, da? Și ai venit într-un oraș mare. Așa e că. E înfricoșător. Nu știi, nici eu nu știu tramvaile pe ce linii circulă, n-am fost niciodată cu tramvaiul. Dar mi am tot zis, hai să te duc odată cu tramvaiul. Mă duc, n-am, după ce să merg cu tramvaiul. Poate nu știi nici tu liniile de tramvai, poate nu cunoști mișoara. Și pentru tine e înfricoșător. Să știi, toate începuturile au ceva înfricoșător în ele. Dar să știi ceva, întotdeauna când Dumnezeu începe, un plan de binecuvântare, o viață nouă. Întotdeauna Dumnezeu asigură omul de prezența lui. Iosif, o plecat ca sclav în Egipt. Da? O plecat ca sclav din casa Tatălui, un adolescent, premiant cu premii olimpic, un băiat ascultător, într-o zi ajunge în groapă și începe Dumnezeu, îi dă un nou început. Dar nu-l ridică, ci întâi îl coboară, îl face să ajungă sclav. Păi ți-frică când ajunge în pușcărie, da? Ți-e frică când vezi că se depărtează drumul tot mai tare de ce rei tu obișnuit înainte. Dar vedeți, Dumnezeu când are ceva nou pentru noi, ne rupe de legăturile din trecut. Nu ne dă tot acolo lângă casă. Nu ți dă tot acolo să te învârți în ceea ce ai fost deja obișnuit. Și pentru Iosif a fost ceva necunoscut, o fost ceva înfricoșător, o fost ceva... V-aș da un exemplu de Rahav, toată lumea știe de ea. Da? Uitați-vă ce trecut a avut Rahav, și Domnul o ia și îi dă un nou început. Știi ce face Dumnezeu cu ea? O pune în spița de neam Domnului Isus. O femeie cu un trecut mizerabil, cu un trecut dubios, cu un trecut cu probleme. Ce face Dumnezeu? O ia și o așează acolo în arborele genealogică a Domnului Isus. Nu contează trecutul care îl ai ci contează dacă profiți de șansa care ți-o dă Dumnezeu pentru un nou început. Și ar vrea seara asta să fie seara în care să medităm la lucrul acesta. Toți oamenii care au luat-o de la început au avut ceva în comun. Știți ce au avut în comun? Au fost dispuși să o ia de la început. Să ia de la zero. A, băi, nu, mă duc așa. Iar de la zero. iar de la zero. Toți oamenii în care au investit Dumnezeu au fost dispuși să o ia de la început. Să o ia de la zero. N-au lăsat trecutul să le definească viitorul. Uitați-vă! Câtă ruptură au fost în trecut și prezent și viitor la Iosif, la Moise, la David. s rupt de frații lui. Chiar citeam săptămânile trecute istoria lui David și a lui Iosif. Dacă vă uitați în istoria lui David și a lui Iosif, au fost, și unul și altor au fost bagiocoriți de frații lor. Fiecare au fost bagiocoriți de frații lui. Da? Și uitați-vă când Dumnezeu îi ridică, îi respectă pe frații lui. Dar nu îi pune acolo între, între vitejii lui. Nu ia acolo, îi trimite la oi, îi trimite, nu ia ca și gardă de corp. Că zice, bă, sunt frații lui. O, nu, ăsta care m-a aruncat în groapă. Ăsta nu știi, da, da, are reflex la mână. Știi, îți dă așa cu umărul. Știi, stă lângă tine și numai din, din umăr te-o făcut, iar te-o aruncat pe burtă. Și David nu investește în frații lui. se rupe de trecut. Se rupe. În seara asta vreau să ne uităm, pentru că o să închiem mai, mai repede, vreau să ne uităm la pașii unui nou început. Și primul pas care trebuie să-l facem, ca să avem cu adevărat un nou început, trebuie să facem pasul mântuirii. Cum au să zici, frate, eu sunt pocăit, eu sunt din familie de pocăiți, eu m-am născut în biserică, nu? Cum se zice? Eu sunt pocăit, m-am botezat. Știți că pasul mântuirii e mult mai profund? Pasul mântuirii poartă un nume. Știți ce nume poartă? Iisus Hristos. ăsta e pasul mântuirii nu înseamnă că ai intrat în apa botezului, ci pasul mântuirii înseamnă să ai o relație cu Isus Hristos. El să te cunoască pe tine și tu să-L cunoști pe El. O zis Pavel și să-L cunoști pe El? Păi da, Pavel, te-ai botezat și-o pus anania mâinile pe tine. O zis Pavel, nu, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Știți că sunt mulți și în Biblie, o să vă dau un caz imediat, de om care s-a botezat, dar nu a avut nu a făcut pasul mântuirii cum, cum trebuia. El s-a botezat. Îi plăcea. Spune cuvântul Domnului de Simon Vrăjitorul că omul acesta, dacă vrei să afișezi în fapte capitolul 8, versetul 13, îi un cuvânt, un cuvânt frumos aici, spune cuvântul Domnului așa, predica Filip și spune chiar Simon a crezut. Bă, ăsta a și crezut. s a și botezat. Și tot nu a fost de ajuns. Zice, Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip. Bă, ăsta nu mai avea zi, noapte, nu mai merea la lucru, era în continuu după Filip. Când avem repetiții, când mergem la biserică, ia mă și pe mine, făm -mi și mie un loc. Bă, l obosea pe Filip. Dar uitați-vă de ce l obosea pe Filip. Zice cuvântul Domnului așa, nu se mai despărțea de Filip și privia cu uimire minunile și semnele mari care le făceau. El nu s uita la mântuire, el nu era bucuros de mântuire, ci el dorea și el să fie omul care să facă și el minunile care le făcea Filip. Și ajunge bietul Simon pe mâna lui Petru. Și asta nu a fost ca Filip, să nu-i zică nimic. Pentru că când l-au văzut, asta o simți de la depărtare. Să știți ceva? În noi se simte dacă a intrat mântuirea sau numai apa botezului. În noi se vede. Ca și în Simon. Poți să fii botezat, să ai 10 ani de botez. Se vede în noi. Care i scopul nostru? Se zice că Simon, vrăjitorul, umbla pentru că și el era obișnuit din viața veche, nu era rupt de viața veche, el făcea vrăjitori vrăja și uimea pe, pe, cei din jurul lui și a zis, bă, dacă asta înseamnă că pot face și eu din astea, că deja Teoria o știu, practica o știu. Aici numai să, să știu să zic că Domnul să te binecuvinteze. Că văd că e tot cam pe acolo. Și ajunge pe mâna lui Petru. Și știți ce spune cuvântul Domnului, versetul 18 și 19. Când a văzit, văzut Simon că Duhul Sfânt ieri a dat prin puterea, prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Deci au fost dispusă să investească. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Vă întreb, era ăsta pocăit sau nu era pocăit? Ziceți, era pocăit sau nu era? Păi era botezat, mă. Acum vă, dar nu ridicați mâna. Câți dintre voi, câți dintre noi suntem care am intrat în apa botezului și n-ai legătură cu Dumnezeu? Ești un simul. Vi, repeți, ajuți, ești aici. Dar n-ai legătură. Pentru că să știți ceva, când Dumnezeu de șansa unui nou început primul pas, e pasul mântuirii pasul relației cu Dumnezeu uitați-vă, un medicament oricât Simon Vrăjitor era cam, cam aici era încadrat, era omul care avea medicamentul în mână dar știți ce era problema? problema era la el că nu l-o administrat nu l-o administrat Cel el îl ținea în mână, eu sunt pocăit eu am mers la adunare eu sunt pocăit și ce face, face e, cuvântul lui Dumnezeu? Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu descoperă cei noi. Simon a fost omul care nu a administrat pasul, șansa aceasta care i-a dat-o Dumnezeu. Vreau în seara asta să fie o seară în care să te gândești bine. Ai o relație cu Dumnezeu? Nu-i rău că vii la biserică, nu-i rău că vii la tineret, dar problema îi, să nu cumva să vii degeaba. Nu cumva să vii degeaba. De ce suntem chemați în vremea aceasta? Să ne reanalizăm care e relația noastră cu Dumnezeu. Care e relația noastră cu Domnul Isus Hristos? Pentru că să știți, toți oamenii care au venit la Domnul Isus, toți oamenii care s-au pus la dispoziția Domnului, toți au avut parte de un nou început, da? Vine Iair înaintea Domnului și spune, fata mea e bolnavă grav. Uitați-vă, vine la Domnul Isus, se întâlnește cu el și dă Domnul șansa unui nou început. Când îl vede Domnul, îi spune, nu te teme, crede numai. Să duce cu el, în timp ce mergea, după ce o vindecat pe o femeie cu scurgere de sânge, vin cei din casa lui Iair și îi spune, îi spun, nu mai, nu mai năcăji pe învățătorul, că fata ta a murit. Și Domnul se uită la el, nu îi spune convie, nu îi spune nimic, îi spune, nu te teme. Nu te teme de ce auzi, când ai o relație personală cu Dumnezeu, nu ești lipsit de vești rele. Dar știi cine îți spune nu te teme? Știi cine e lângă tine? Știi care e relația ta cu Domnul? Și Domnul se uită la el și îi spune nu te teme, crede numai. Ajunge Domnul în casa lui Iair și știi ce se întâmplă? Fata lui învie. De ce? Pentru că Domnul îi dă șansa unui nou început. Toți oamenii care au alergat la Domnul, toți oamenii care au făcut pasul acesta al mântuirii, dar într-un mod serios, care au început să aibă o relație cu Domnul Isus, Știți ce au avut parte? Au avut parte de un nou început. N-ai vrea să ai parte de un nou început? N-ai vrea la vârsta ta, 18, 19, 20 de ani, să-i spui, Doamne, vreau cu adevărat să simt prezența Ta, vreau cu adevărat să intri în viața mea. Nu vreau să fac pasul botezului, fără să nu am întâi nașterea din nou, să nu am întâi uh, intrarea Ta personală în inima mea. Pentru că degeaba venim și numai ne place cuvântul lui Dumnezeu, ne plac tările de la biserică, dar noi mergem tot pe drumul nostru. Exact mână în mână cu, cu Simon. Primul pas care e important în viața unui om pentru a fi un nou început, Îi nevoie de pasul mântuirii. Și zici ce ar vrea? Să-L găsești pe Domnul seara asta. Poate ești cu multe întrebări. Poate ai în viața ta diferite lucruri care, care ți-apasă inima, care, care ți-apasă sufletul. Dar vrea ca domnul să se descopere sufletului tău, binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea pas. Pentru un nou început, îi nevoie de pasul cuvântului. Când intră mântuirea în viața omului, n-ai cum să fii mântuit și să nu te îndrăgostești de cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că aproape pe fiecare pagină a Bibliei găsim că Dumnezeu a dat șansa unui nou început la cineva. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, te întărești în credință. Pentru că o, o să găsești oameni ca și tine, oameni ca și mine, oameni ca și noi, cu slăbiciuni, care au avut biruință când Dumnezeu le-a dat un nou început. Aici îi găsim pe oamenii lui Dumnezeu. Oamenii care au profitat de, nou, de noul început. Exemplele noilor începuturi din Biblie sunt speranță pentru noi. Sunt curaj. Păi tu vrei să fii încurajat, da? Tu vrei să, știți, imaginea aceea, să rugat cineva, Doamne, vorbește Doamne, și tot împingea Dumnezeu Biblia, deschide-o, deschide-o. Spui, dar nu mi-a mai vorbit Dumnezeu de mult. Nu mi-a mai vorbit Dumnezeu prin, prin, cuvânt de mult, de, de mult vreme. Dar de deschide cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are rolul maturizării noastre în viața de credință. Prin cuvântul lui Dumnezeu prindem curaj, prindem credință și ne maturizăm în relația cu Dumnezeu. Citind cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului în Ezechiel 36 cu 26. Dumnezeu, Dumnezeul noilor începuturi. Și vine cuvântul Domnului și se uită spre popor și spune așa, Ezechiel 36 cu 26, zice, vă voi da o inimă nouă. Păi de cum, nu avem inimă, nu avem nevoie de transplantare de inimă. Dar zice, Domnul, nu, eu prin inima nouă vreau să vă dau un nou început. Vreau să simți că ceva s-a schimbat în tine. Zice, voi scoate din, voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. În continuu spui, dar eu nu pot. Nu pot. Dar când ai citit ultima dată Cuvântul lui Dumnezeu? Dar eu sunt tot în sunt tot căzut la pământ. Dar îmbărbătează te din Cuvântul lui Dumnezeu. Aici sunt femeile Bibliei și bărbații Bibliei care au avut parte din nou început și au primit curaj din partea lui Dumnezeu. Aici ne putem întări în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești singur în cameră, ești singur în cameră, n-ai cu cine vorbi, n-ai apropie de, de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e gata să-ți vorbească prin cuvântul lui. Nou început pornește și din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, să știți, și prorocul are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba e proroc dacă nu are părtășie cu cuvântul lui Dumnezeu. Și predicatorul are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, numai, numai când predică. Și are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și slujbașul, și cântărețul, toți avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ca să putem birui pe cel rău, avem nevoie de cuvânt. Acum a fost botezul Domnului, da? Și automat s-o citit și de ispitirea Domnului Isus. Uitați-vă cu ce o biruit Domnul pe diavolul acolo în pustie. Cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să afișezi ca să vedeți Daniel, omul lui Dumnezeu, Daniel, capitolul 9, versetul 1 și 2, spune că și Daniel o recurs la citit. Spui, domne, dar înțeleptul Daniel, are el nevoie de citit? Uite care are nevoie de citit. Zice, în anul din al lui Dariu, fiul lui Ahasverosh, din iamul mezilor pe care, care ajunseseră împărat peste împărția haldeilor, în anul din tâia al domniei lui, zice, eu, Daniel, am văzut din, din cărți. Am văzut din cărți. Din ce cărți? Din cuvântul lui Dumnezeu au văzut că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. Știți câți ani trecuseră până în Daniel capitolul 9? 69 de ani. Mai era un an și venea eliberarea. Că Domnul le-a promis după 70 de ani îi va elibera. Și era în anul 69 și zice că Daniel se apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbește. Că în anul 69, zice din cărți, am văzut din prorocii că Dumnezeu ne va elibera după, an, după 70 de ani. Și acolo, când vede în anul 69 ce scrie Dumnezeu, se prăbușește la pământ, își cere iertare pentru el, pentru popor, avansează în relația cu Dumnezeu. El nu a zice, bă, eu oricum sunt sfânt, eu nu fumez, nu beau, fac prostii, mă. Zici, eu, ok, ăștia sunt niște prăpădiți, să vai și amar. Să vedem ce face Domnul cu ei. Nu, se aruncă, se prăbușește. N-ai cum să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu și să nu vezi starea în care te afli. Când Dumnezeu dă un nou început, n-ai cum să nu ai și tu un Daniel nouă, un, o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în care să te prăbușești înaintea lui, să-și ceri iertare. Vă dau un exemplu, acum vreo o lună de zile sau trei săptămâni când am predicat, am dat un exemplu, dacă vă mai aduceți aminte, de o soră de aci din biserică, care a avut probleme mari la lucru, cinci ani de zile, și uh, șeful ei tot vrea să o dea afară și Domnul îi spunea, taci ai răbdare, taci ai răbdare, ai răbdare că vei vedea ce voi face pentru tine. Și cinci ani de zile uh, uh, o tot trancasat-o, directorul ei foarte mult și până la urmă Domnul i-a dat o biruință extraordinară, nu mai repet acum ceea ce v-am spus atunci. Dar, ca să vedeți că omul când îi sincer și îl caută pe Dumnezeu, nu există ca Dumnezeu să nu-i vorbească prin cuvântul lui Dumnezeu. La final, vine un băiat la mine, e medic, aici în Timișoara. Vine, dau mâna cu el, nu l-am cunoscut și îmi spune, zice, frate Dani, zice, azi am venit pe drum spre biserică și zice, pe drum, zice, eram atâta de apăsat și am zis, Doamne, nu mi-ai mai vorbit de mult. Aș vrea să-mi spui ceva, mă simt dărâmat, mă simt la pământ. Și zice, când am auzit ce ai spus cu femeia aia, Zice, frate Dani, prin a, exact aceeași situație identică trec eu la lucru. De 5 ani de zile, eu spus, exact de 5 ani de zile sunt trancasat de colegii mei de lucru. Mă fac în toate felurile. E medic aici, în Timișoara, pe o secție foarte importantă a medicinei. Și o zi zice, ziceți la pământ, vreau să-mi dau demisia, am vrut să-mi dau, mingând să-mi dau demisia, îți la pământ, nu mai pot, nu mai pot, și zice cu gândul acesta, am venit la casa lui Dumnezeu și am zis: Doamne, spune -mi ceva, că nu mi-ai vorbit de mult. Nu există, tineri dragi, nu există să vrei să-l cauți pe Dumnezeu, să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu te bage în seamă. Toți care s-au apropiat de Domnul Isus prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit. Vă spun, pe unii din voi vă am, am numărul de telefon și vă mai urmărez la stare, să văd ce postați acolo la WhatsApp. Domne, văd pe unii și ți mai mare dragul. Postează versete din Biblie. În fiecare zi, sunt unii care regulat în fiecare zi scriu acolo un verset care lor citește. Bă, te bucuri, îți sare inima de bucurie când vezi. Dar vezi pe cât e unul și face poză în baie la oglindă. Ați înțeles? Dar el vrea să fie power, el vrea să fie Ați înțeles unde e diferența? Să știți ceva. Dacă vrem să, put să primim cu adevărat un nou început și să avem putere de a merge pe drumul acesta, puterea nu vine de la poze, din oglindă, acolo, nu? Nu. Așa, eu de Deci de unite și sperii. Nu vă zic cine nu? Deci aveți grijă. De fapt, n-ai ce să ai grijă. Că aia ții în inimă, domne. Aia e în inima ta. Aia e în sufletul tău. Dar îți spun ceva când ești în relație cu Dumnezeu. Tu ești îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. În cea mai neagră zi a omenirii, știți când o fost cea mai neagră zi a omenirii, a tuturor timpurilor, când omul a păcătuit în Eden. În ziua cea mai neagră a omenirii, când și-o relația cu Dumnezeu, Dumnezeu se uită spre om, îl lungă din grădină, dar îi dă șansa unui nou început și știi ce spune? Hristos, va zdrobi capul șarpelui. Hristos va zdrobi capul șarpelui. Îi dă speranța unui nou început. În seara asta, la biserică, la Elim, îți spun, Dumnezeu îți dă șansa unui nou început. Apropie-te de Domnul, apropie-te de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că să știți, Domnul este Cel care dă șansa la fiecare. În fiecare zi, chiar dacă ți-i greu, chiar dacă nu mai înțelegi pe unde pe unde să-ți să îndrepți pașii. Chiar dacă nu pricep de ce Dumnezeu te îngăduie pe anumite drumuri pe care ne ai vrea să mergi. Ascultă-mă. La final, la capătul drumului, vei înțelege. Pentru că nici Iosif nu a înțeles. Nici Moise nu a înțeles când lor au călcat frații lui în picioare, când lor l-au bajocorit core, datan și abiram. Dar după aceea, știi ce făcea Dumnezeu? Întotdeauna, ca să-i mânghie inima, îl chema sus pe munte. Îl chema să să vadă prezența lui Dumnezeu. Să vadă. Eu m-am tot gândit ce simțea Moise când, când strălucea fața lui. Își schimba temperatura, nu schimba, îi ardea fața. Gândiți-vă ce relație profundă avea cu Dumnezeu. Dar ăștia, oamenii aceștia, Au fost exact oameni cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Oameni normali ca și noi. Nu au fost, nu știu, din, din altă galaxie. or fost exact ca și noi. Vă dau un exemplu. În anul 2012 a fost unul dintre cel, cei mai grei ani de după ce ne-am căsătorit. Atunci am rămas fără serviciu un an de zile. Și nu înțelegeam. Aveam doi copii, atunci a venise și a treia fetiță care a murit exact în anul acela și a rămas fără servici. Eram așa într-o situație, că vă spun, acum e păcat că transmite pe live, da. N-am avut bani nici de sicriu să iau sicriu la fetiță. Și Dana era în spital, la maternitate, fetița era la morgă, eu eram fără lucru, eram cu Filip și cu tine acasă, nu înțelegeam. Și m-a sunat cineva să mă duc să-i aduc niște țiglă de la o cu mașina, cu camioneta. Și Dan știam că la, da, trebuia să merg la, la ea, la spital, n-aveam nici bani. Au fost un om, an foarte greu, era perioada aceea de, criză financiară și s-o, -o restructura firma la care am lucrat și am căutat, eu de -aia vă înțeleg, când bași CV, uri și nu te cheamă, nu te sună, bagi 100 de CV-uri și nu te sună nimeni. Te înțeleg, știu, cunosc starea prin care treci. N-am înțeles. Și o sun pe Dana ieri în spital operată cu cezariană și zic, uite, știi că nu avem bani trebuie să îngropăm fata. N-aveam bani să dau la pompe funebre. -avea. Vreau să mă duc să-i cumpăr un și să mă duc să rezolvăm cât mai ieftin. Și zic, uite, m-a cineva să mă duc până la oră, știe ce fac, tu ești în spital, trebuie să vin la tine. Și îmi zice la telefon, du-te, du-te că stau eu aici în spital. Și am plecat. Și cu ba... n-am înțeles, Doamne, da, pentru că știi ce a fost baiul? Nu m-am plâns la nimeni, că dacă, te, știi, dai apropo ordine ăsta, știi, cum vin banii. Să umple de n-ai treabă, nu mă să zic, frate, mi greu. Cu absolut nimeni n-am vorbit. Cu absolut nu știa nimeni prin ce treceam noi și casa noastră. Un an de zile numai așa. O trăiam pe banii care îi lua pentru ăștia, la, pentru Filip, era micuț atunci, sub 2 ani și lua banii aceia. Și... Am trecut o perioadă foarte grea. Și am văzut că după un an de zile, Dumnezeu a canalizat mersul vieții spre ceva pe cont propriu, să lucrezi pe cont propriu. Acum mă uit în urmă și știți ce zic? Numai Dumnezeu o rânduit nou început financiar, de, la loc de muncă. Știu că poate și tu te îngrozești. Ai, ai dat examenele, ai luat licența, ai gătat medicina. Nu te cheamă nimeni, nu te sună nimeni. Îți spun ceva, dacă treci testul noului început, Dumnezeu îți va arăta bine cuvântarea care ți-o pregătește. Mă uit acum în viața de slujire. Păi numai Dumnezeu a putut să pregătească așa ceva. Mă duc când vreau, adică când trebuie mă duc. Nu? Mă duc, lucrez, dacă nu vreau nu mă duc, nu am șef, nu am nicio problemă, lucrez și merge și vechimea, toat, dar toate le-o rândui din anul acela Dumnezeu. Dar o trebuie să intru pe un drum neînțeles, pe un drum care m-a speriat, n-am înțeles. Și aș putea, dar nu vreau să vă mai dau niciun exemplu pentru că se transmite la... Dar dacă vreți, vă pot da multe experiențe care le-am avut și am văzut minunile lui Dumnezeu în anul acela. Deși era mai mult plâns decât era mai uscat la ochi. Așa am fost în, în anul acela. N-am înțeles atunci. Dar acum mă uit în urmă și știți ce pot să spun? A fost un nou început pentru viața mea, pentru sufletul meu, pentru, pentru slujirea care o pregătit-o Dumnezeu. Nu știu în ce stare te afli. Nu știu pe ce drum călătorești în vremea aceasta. Dar vreau să-ți spun ceva. Dumnezeu are un nou început pentru tine. Dacă ești dispus să faci pasul al treilea și ultimul, pasul nou început mai e un pas. Am zis că în al doilea rând e pasul, pasul cuvântului, primul pas e pasul mântuirii. Și pasul al treilea e pasul credinței. Oamenii care au dorit un nou început, ori pornit pasul în noul început, prin pasul credinței. Știți ce e cel mai greu? Să-l faci pe om să creadă că Dumnezeu cunoaște situația. Ăsta e cel mai greu lucru. Să-l faci pe un tânăr să creadă că Dumnezeu e în control. Ăsta e cel mai greu. Cum? Dar dacă Dumnezeu cunoaște. De ce trec eu prin situația asta? Vă spun, mi-am notat ceva aici și vă citesc exact cum mi-am notat. Ca să nu greșesc. Decât să crezi într-un trecut pe care îl cunoști tu, mai bine să crezi într-un viitor pe care îl cunoaște Dumnezeu. Mai spun încă o dată. Decât să crezi într-un trecut pe care îl știi tu și îl știi bine, știi tot sacul din spate. Mai bine să crezi într-un viitor pe care îl cunoaște Dumnezeu. Asta înseamnă umblarea prin credință. Toți oamenii care au început și au avut un nou început, toți oamenii aceia ori început să meargă prin credință. Îi spune Dumnezeu, gândiți-vă la, sunteți unii dintre voi la medicină, să vină o bătrână de 90 de ani, că eu vorbi Dumnezeu că o să aibă un copil. Și tu ești la maternitate, medic, asistent, da? la secția de noi născuți, da? Dar așa au fost, zâmbiți. Dar așa au fost când s-a uitat Dumnezeu spre Avram. Te miri că l -o l notat Dumnezeu și a zis să stai prietenul meu, pentru că o știu să meargă prin credință. O știu să se abandoneze în mâna mea, în promisiunile mele. La 100 de ani, bătrânelul Avram primește o promisiune din partea lui Dumnezeu. Și știi ce face? Crede cu toată inima că Dumnezeu va duce la îndeplinire. Vă dau un exemplu din zilele noastre. Săptămâna trecută, cred că duminica, am vorbit cu un tânăr, de fapt am vorbit prin mesaje cu el și l-am chemat la biserică, era într-o stare destul de descurajată, nu mai, au zis că nu mai vrea să vină, vrea o pauză, vrea să... Nu, nu înțelegea starea prin care trecea. Și am zis, vino să vorbim, vino să ne rugăm, vino să vorbim și cu păstorul, să ne rugăm pentru tine. Și l-am poftit în birou. O venit, am discutat cu el, ce Nu vrea să spună. Spune, domne, ce? Zblocat, Nu, nu, zice, nu înțeleg. De ce Dumnezeu nu intervine? De ce? Asta era problema. Nu putea să creadă, chiar dacă nu intervine Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște situația. Și noi încercam, zic, dar spune cam ce e problema? Nu, nu, nu vă pot spune. Și atunci noi am început să-i punem întrebări. La un moment, era și smart ăsta, inteligent. Zice, voi îmi puneți întrebări să mă trageți de limbă? Deci au fost și deștept. Noi vreau să-l luăm un pic mai, ca să-l ca să putem scoate din groapa aceea. Și când am văzut că omul nu vrea să iasă din groapă, cu, la mâna întinsă, i-am zis, ok, bine, ne rugăm pentru tine. Și ne-am rugat. Tânărul ăsta plângea, ne-am rugat pentru el, a fost un băiat sincer. Am plecat, i-am zis, vreau să te văd înapoi la, la tineret, vreau să te văd la biserică. Nu mi-au zis nici da, nici ba. O plecat. Știți ce a o fost mângâierea din partea lui Dumnezeu? În ziua cinei, dimineața, dădeam cina sus la balcon, acolo în partea dreaptă și l-am văzut undeva pe lateral. El a zis că nu poate, nu se poate elibera. L-am văzut cum stătea cu păhărele în mână, cu bucățica de azim în mână și el luat cina Domnului. Am început să plâng când l-am văzut un, un, eu știu cum, nici nu m-a salutat când a plecat, descurajat, că nu înțelegea, nu, nu putea să creadă. Și-am zis, Doamne, când un om te caută, ăsta o lua cina, din cauza acolo lucrat lucra Dumnezeu la inima lui. Altfel nu, nu venea, au zis că nu mai vine, nu mai poate veni la biserică. Și că l-am văzut cu păhărelul în mână, că l-am văzut cu azimă. Și de atunci ai nelipsit de la... Nu l-am întrebat ce s-a întâmplat, dar știu ceva. Că Dumnezeu a lucrat la inima lui. Și când, lucrezi, când lucrează Dumnezeu la inima ta, începi să mergi prin credință. Nu crede pe diavolul care vine și îți spune că pentru tine nu există nou început, că tu ești tot în aceeași groapă, că tu ești tot în aceeași situație. Îți spun, apelează și pune-l pe Domnul la încercare, apelează la mila lui Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce, Eu am făcut Domnul nou început acolo pe cruce, că l au căutat pe Domnul și au zis, dacă tu ești mântuitorul, dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă ceva pentru mine, salvează-mă. Și nu o zi, salvează-mă din cuiele acestea. O zi, să meriți soarta, dar fă ceva pentru sufletul meu. Și știți că Domnul e dispus să facă. Te rog, afișează-i un verset frumos și mă apropii de încheiere să ne rugăm. Isaia, capitolul 1, cu versetul 18, e un cuvânt care îl spune Dumnezeu pentru cel care e descurajat. Pentru cel care spune că Dumnezeu pe el nu-l mai bagă în seamă. Auzi ce spune Dumnezeu? Zice, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Dacă vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Dacă vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna de albe. De ce? Pentru că Dumnezeu îi dispus să dea un nou început. Tu care spui că tu ești mizerabil, tu ești tot în aceeași groapă, de ani de zile, ai încercat, s au rugat nu știu cine pentru tine și n-ai reușit, n-ai reușit, ești tot, ești tot acolo, în groapa aceea. Domnul știi ce-ți spune? Veni, vino să mă judec cu tine. Ai meritat să te judec, dar nu te judec. Zice, dacă păcatele tale și tu ești dispus să renunți la Lanțul din care te târie, care te trage, eu îți dispus să-ți albesc viața. Eu îți dispus, știe Dumnezeu că nu ești perfect. Nu ești perfectă. Dumnezeu cunoaște lucrul acesta. Dar știi ce spune? Pentru că te iubesc. De-aia dă Dumnezeu șansă. De-aia dă Dumnezeu șansa unui nou început. Pentru că Dumnezeu iubește Ființa ta. Pentru că Dumnezeu este Cel care iubește Sufletul tău. Binecuvântat să fie Numele Domnului. Știți că noi și în moarte. Omul care e încredințat și are o viață nouă în Hristos, așa cum am citit, știți că și moartea, moartea pe el nu îl sperie, pentru că știe că moartea e un nou început. Să gata aici și pentru noi cei credincioși, știm că moartea e un nou început. Afișează-te, rog, e un verset frumos, două versete, 2 Petru 3 cu 13 și 14, vine Apostolul Petru și spune, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Știa Petru ce îl așteaptă dincolo, dacă el are un început nou aici pe pământ. Dumnezeu e gata să ofere ceva nou în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara asta, vrei să începi o viață nouă? Vrei să începi? Sau nu mai veni la tinere? Dacă ai venit, asta e treaba ta dacă vrei să pleci cum ai venit. Dar știu ceva, știu și simt că sunt suflete aceia care vor să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu. Știți că Dumnezeu nu așteaptă 1 ianuarie ca să facă viața nouă. Noi așteptăm 1 ianuarie să ne luăm calendar nou. Dar Domnul este Cel care face un început nou și în 15 ianuarie. Domnul poate în 15 ianuarie să facă 1 ianuarie. Să fie viața ta 1 ianuarie în 15. Când totul se ia de la nou, de la început. Dar în seara asta știi ce trebuie să faci? Să te abandonezi în brațul lui Dumnezeu. Să mergi prin credință, să încep să umbli prin credință cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu întotdeauna dă un scop omului. Când îi dă o viață nouă, îi dă și un scop, îi dă o nouă direcție. Omul care l-a întâlnit pe Dumnezeu și care-i transforma de Dumnezeu, și în moarte are speranța unui nou început. Noi avem o speranță, că dacă trăim aici, spune cântarea, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Vreau să cântăm, Mihai... Haideți să cântăm, haideți să ne ridicăm cu toții pe picioare. Și vreau să cântăm din cântarea aceasta. Știu că e o cântare cunoscută. Nu știu care e viața ta, nu știu prin ce situații treci. Poate l-ai căutat pe Dumnezeu să-ți vorbească. Dar n-ai fost dispus să-L lași să-ți intre în inimă, să-ți schimbe viața. N-ai fost dispus să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. E tot închis, ca Biblia aia în secretariat, în dulap. E tot acolo. Te îndemn în seara aceasta, dacă vrei ca să se schimbe viața ta, lasă-l pe Domnul și cheamă-l pe Domnul, cum l-a chemat Iair. Și spune Domnului ce o zis Iair, vin în casa mea. O zi spata mea e pe moarte, spune Domnului, Doamne, sufletul meu e pe moarte. Și zice ți spune? Nu te teme, crede numai. Nu te teme, crede numai, pentru că acolo unde intră Domnul, acolo intră un nou început în viață. Acolo se schimbă lucrurile. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Omul care se întâlnește cu Dumnezeu, omul care se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu, începe să meargă prin credință. Oamenii Bibliei au mers prin credință, n-au mers prin vedere. N-au mers cu totul pus pe tavă Nu știu ce te va aștepta anul acesta Nu știu ce ne așteaptă anul acesta Dar îmi doresc pentru noi Cei tineri de la Elim Îmi doresc să avem siguranța mântuirii Ave, a, Vreau să e, Credem cu toată inima Că Domnul este cu noi Că noi umblăm cu Dumnezeu prin credință spune Domnului, Doamne Nu mai vreau să mă chinuie trecutul Vreau în seara asta să renunț În seara asta să plec un om nou Intră în inima mea Poate te-ai botezat, dar tu n-ai avut o naștere din nou. Hristos în seara asta îți poate face nașterea din nou. Pentru că eu zis la un bătrân, în Ioan 3 cu 3, eu zis lui Nicodim, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, cum, dar eu botezat, eu vin la biserică. O zic nu, dacă nu se naște din nou, nu va vedea niciodată împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, degeaba ai venit la tineret, degeaba te-ai botezat, dacă nu-i naștere din nou. Îmi doresc tinerii din generația noastră să aibă parte de întâlnirea cu Dumnezeu. Și să știi ceva, când ai întâlnirea cu Dumnezeu, nu stai cu gura închisă, nici la cântare, nici la rugăciune. Nu ești omul care ești blocat, ci ești omul liber. Uitați-vă, oamenii Bibliei care s-au întâlnit cu Domnul, ori fost oameni liberi. Uitați-vă când o striga Bartimeu, îi, 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 îl țâneau de gură, îi, îl făceau să tacă. Ăsta printre dinți urla, de ce? Că Domnul acolo. N-are cum să fie Domnul lângă tine, în viața ta. Și tu să stai mut, să stai cu gura închisă. Haideți să cântăm din gândarea aceasta, după care vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, Și dacă murim, pentru Domnul murim, Deci fie că trăim, fie că murim, Noi suntem mai Domnului. Dacă trăim pentru Domnul trăim Și dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim, fie că murim Noi suntem mai Lui Domnul ne-a creat după pur său El ne-a învățat să urâm ce e rău. Să nu ne mai întoarcem pe unde am fost Vrem de azi viața, cu Iisus trăim, tot ce avem să punem în mâna Lui, în mâna Domnului. că trăim pentru Domnul trăim și dacă murim pentru Domnul murim și deci că trăim fie că murim noi suntem mai Domnul avut multe începuturi și parcă ești tot acolo în groapă. Dar ai vrea în seara asta să spui, Doamne, fă un nou început pentru mine. Domnul a făcut și pentru Moise, Domnul a făcut și pentru Iosef, Domnul a făcut și pentru David, pentru toți oamenii lui, pentru Petru la Marea Tiberiadei. A făcut Domnul un început și l-a întrebat, după ce s-o lepădat, Petre, mă iubești? După ce s-o l-ai să mai declar că îl iubești, când ai spus că mergi cu el până la moarte. Ăstea sunt începuturile noastre. Te iubesc, Doamne, merg. Dacă când vine Domnul și faci un nou început, îi spune Petre, tu nu vei mai da niciodată înapoi. Când te chem eu și îți dau un nou început, te pun să păstorești, te pun să lucrezi cu adevărat, cu toată inima predată în mâna mea. Tu nu mai dai. Știi că Petru nu a mai dat niciodată înapoi, nu s o mai tăpumut niciodată. Când a fost prins pe via Apia, în Roma, și a fost dus să fie crucificat, știi ce a zis? Care a fost fricosul Petru înainte. O zis, dacă te, le zis, dacă te lepezi de, de Isus, te lăsăm liber. Dacă nu te crucificăm ca El. Uitați-vă ce înseamnă să ai un nou început real cu Dumnezeu. O zis, Petru, crucificați-mă, nu-i problemă. Dar zice, eu nu merit să fiu crucificat ca el cu capul în sus. Că eu am făcut rău, eu m-am lepădat de el. Zice, vă rog, crucificați-mă. Dar pe mine crucificați-mă cu capul în jos. Că tot nu mă lepe de el. Asta înseamnă un nou început. Să poți să mergi cu Domnul până la capăt. Ar vrea să intrăm în rugăciune și să-i spunem, Doamne, fă pentru noi un nou început. Fă pentru viața mea, Doamne, fă să-mi fie scârbă de păcat. Fă să-mi fie scârbă de trecut, Doamne, și să privesc prin credință în viitorul pe care eu nu-l cunosc, dar tu-l cunoști. Decât să cunosc eu trecutul meu, mai bine să cunoști tu viitorul meu. Mai bine să mă pun în mâna ta și să merg cu tine până la capăt. Haideți să intrăm într-o rugăciune de cercetare, de iertare și să cerem ca Domnul să dea un nou început la Elim. Domnul să dea un nou început generației tinere. Tinerele și tinerii din locul acesta să meargă cu Domnul cu adevărat până la capăt. Indiferent ce va veni anul acesta peste noi, indiferent prin ce necazuri, prin ce greutăți vom trece. Noi să știm că suntem asigurați în Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune.